E o țară cu resurse extraordinare. La momentul ăsta, sancțiunile nu numai... Nu afectează. O afectează, ți-am spus că o afectează. Afectează, dar nu dramatic. Dar nu o opresc. Iar ce a făcut politica americană susținută de europeni, și anume să împingă Rusia în Euroasia pe relația cu China, este cea mai mare eroare strategică și pentru americani și pentru europeni. Și China și Rusia vor câștiga, dar hegemonul rapid, într-un timp extrem de scurt, pe planeta Terra, va fi China. China câștigă imens din treaba asta și China va avea grijă de Rusia. Am văzut ce calculator ai, ce laptop. Păi stai liniștit. Prietene, că nu sunt prost. Eu mă adaptez. Păi nu, păi asta spune și Putin, asta spun și chinezii. Da. Deci vor fi două, da, mai, două mari puteri? Da. 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 China și Statele Unite. Nu, va fi o singură mare putere. Începând de când? Tu vrei date de la mine pentru da, așa data ceva? Da, data exactă, vreau să fiu acolo. Îți arăt acum. Ce mai mare? Explică-mi și mie o chestiune logică. Propaganda asta. Nu mai primesc arme. Fără propaganda asta. Și dacă primesc arme, ce? Fără propaganda, așa? Fără propaganda asta. Oamenii și-ar fi dat seama imediat că totul este un fake. La urmă tot își dau și seama. Că, da, dar până una alta, până își dau seama, și că? Am aruncat în aer Nord Stream-ul și vezi, Doamne, l-au aruncat rușii, am rupt Europa de gazul rusesc și nu-l mai aduce înapoi nimeni pe ăla. Înțelegi? Deci una e să ne dăm seama post factum și alta e să dăm seama de la început că totul e o mizerie în care suntem atrași, nu pentru că trebuie să, nu știu, salvăm Ucraina sau să anihilăm cu totul Rusia, ci pentru că trebuie să ne anihilăm pe noi ca să trăiască unii mai bine dincolo de ocean. E simplu, ok? În prostia lui, dați-mi... And as I said last week, if Russia stops fighting, the war ends. If Ukraine stops fighting, Ukraine ends. Because Russia has seized territory. Ce? Through this aggression that, you know, makes it challenging for Ukraine to sustain its viability. Ce ne spune America? Așa, da. Păi și dacă rușii țin teritoriile astea? Așa. Până la primăvară? Da. Tu mai ai Ucraina? Aleluia, nu mai ai. Întrebare.